welcome on the stage Jim Farley, President of Europe, Middle East and Africa. It's so great to be here with all of you today. Former Prime Minister and President of the Senate, Turatii, Deputy Prime Minister Bork, Chargé Thompson, Madam Mayor Valisescu, President of the County Council, Proyotessa, as well as Governor Adochan, and distinguished guests, and of course, all of you, our Ford colleagues. Thank you for joining us today on this very special day in Craiova. I also hope you enjoyed our short opening video, highlighting, amongst other things, some of the many exciting actions in Craiova in the recent times, and at Ford globally since the start of the year. One of the most important announcements we made so far this year was in January, when we confirmed that Ford of Europe made a small profit in 2015. Our $259 million profit was great news and something all Ford employees in Europe should feel so proud about. But it's the only first step. Our plan now is to go much further, to make Ford of Europe a sustainably profitable business. When Ford first acquired Craiova manufacturing operations 8 years ago, it was actually 8 years and one day ago, March 21st, we had very high hopes for this new global manufacturing facility. At the time, new vehicle sales were riding high in Europe. More than 18 million units were sold the year before. And we believed in the years ahead would only see further growth in the market. It looked like our investment in Craiova had come at just the right time to booster our production here in Europe. What we didn't know then is that we would be on the precipice of the most severe global economic recession in living history. A recession that would see two of the three Detroit automakers, not Ford, file for bankruptcy, and also witness a decline in the new vehicle market here in Europe, which we still have not recovered from. So we need to restructure our business and make some very tough choices, including closing two assembly plants. The difficult market situation also had a profound impact on our plans in Craiova. It's no secret that over the past 8 years, we've not been able to utilize the full capacity here at Craiova in the way that we first envisioned. But we never lost faith in the plant and in the great people that work here, or in the belief that this would one day be an important part of Ford's global operations. This is a world-class plant, and the people who work here are world-class too. You build one of the most complex vehicles, the B-Max, with its pillarless design, and the advanced technology, our 1-liter EcoBoost petrol engine, an engine which now powers one out of every five vehicles we sell in Europe. It's the only engine ever to win International Engine of the Year 3 years in a row. This is a great workforce capable of delivering to the market high technology products at a high quality level. You should all feel very proud of what you have achieved. And just as Ford of Europe business has started to turn the corner, so I believe are Craiova's fortunes. Today, I want to announce that Ford is investing up to 200 million euros to build the Ford Ecosport small utility vehicle in Craiova in the autumn of next year.
This is a very important step as Ford sees the overall sport utility market as a major opportunity in the coming years. It's the fastest growing portion of the overall SUV market, and the fastest part of it is the small SUV segment where the EcoSport competes. We expect the small SUV segment to grow to 1.5 million units by the year 2017, next year. That's an increase of 35% compared to 2015. And the segment has doubled since 2013. And the Ford EcoSport is exactly the right product for this segment. We've made a lot of changes for Europe for the EcoSport over the last year. The latest round of enhancements demonstrate that Ford is committed to constantly improve our products, including a much quieter driving experience, improved ride and handling, and a much more upscale interior. Customers across Europe are really positive about a small SUV, and our sales are up significantly in 2015. In fact, we are already 20% above our sales of last year with EcoSport in January and February of this year. And of course, we're talking about starting EcoSport production in just 18 months here in this facility. Given the commitment to keep the product range fresh in Europe, the EcoSport we launch here next year will be even better looking than the current model. We're going to improve it in many ways, and it's going to win over a lot of customers. With the continued positive outlook of sales growth in the market and the growing success of EcoSport, it's the right time to move production from India to here in Romania. And this is the right home for EcoSport because of the excellence in the people and the operations. I have no doubt that you, the Ford Craiova team, will deliver to the market an EcoSport of the highest quality and a vehicle that both you and the entire Ford of Europe team can be proud of. Since taking over Craiova in 2008, Ford has invested 1 billion euros in our manufacturing operations in Romania. But I want to emphasize that we still expect more for Craiova in the coming years. We are committed to continually seeking other opportunities, incremental opportunities, to build further Ford products here in Craiova, both vehicles and engines, so we can better utilize this world-class facility's capability and asset utilization. I firmly believe that Craiova has a strong future if it continues to improve its competitiveness and its operational flexibility. It's vital that we all work together to ensure that Craiova remains globally competitive as we move forward. The recent successful agreement of a 2-year labor contract was a very positive step. And today's decision also follows productive discussions with the Romanian government on developing a positive framework to help Ford transition from the existing investment to new opportunities, and to help maintain the global competitiveness of Ford's Craiova operation. We also have agreed with the Romanian government the key improvements to rail and road infrastructure will be needed to support the anticipated increase in volume of components and finished vehicles coming in and out of this manufacturing facility. And we welcome the inclusion of key rail and road projects included in the government's Ford plans. And we will be working with our national and local government partners to make sure that these are implemented. If we can all keep heading down this more positive track, then given the quality of the products we build here and the skills of our people,
I have no doubt that Craiova will succeed and become a shining star in Ford's global manufacturing operations. So ladies and gentlemen, thank you for joining us on this momentous day. It is really a special announcement. Thank you. Vă spun că sunt într-adevăr și emoționat. Sunt emoționat pentru că proiectul pe care cu mulți ani în urmă l-am gândit și la care am visat, văd că prinde din ce în ce mai mult contur. Investiția pe care Ford a anunțat-o de aproape 200 de milioane de euro pentru producția noului model Ecosport, mie îmi dă garanția că există un viitor real pentru Ford în România, un viitor care să vă securizeze locurile de muncă ale dumneavoastră, care v-ați dedicat o bună parte a vieții în industria automobilului. Mă bucură enorm acest lucru pentru dumneavoastră, dar și pentru întreaga Românie, pentru întreaga economie a României și a regiunii Oltenie. Împreună cu Piteștiul, sudul României a devenit un real pol industrial în domeniul automobilului și mă bucură foarte mult că anul trecut, de exemplu, aproape jumate din exporturile României au fost reprezentate de produse din industria automobilului, la care dumneavoastră aveți o contribuție extrem de importantă. Cred că este în acest moment de datoria noastră, autorităților din România, să consolidăm acest parteneriat cu Ford prin asigurarea infrastructurii necesare pentru ca acest proiect să se poată extinde și mai mult. Așa cum a spus domnul Jim Farley, mă bucur că a spus că dorește să facă din Ford Craiova una din stelele concernului Ford, de pe harta Ford din întreaga lume. Dar pentru acest lucru este evident nevoie și de un efort din partea autorităților române. Vă pot spune că am avut o discuție chiar în această duminică, acum două zile, cu primul ministru al României, cu domnul Cioloș, în care am discutat despre importanța proiectului și despre necesitatea susținerii acestui proiect, în așa fel încât să putem da o șansă și generațiilor viitoare, copiilor voștri, să aibă un loc de muncă sigur și bine plătit în România și să nu fie nevoiți să emigreze în străinătate. Reîntorcându-mă la acest produs pe care îl văd astăzi și care îmi face mare plăcere, e un produs modern, care sunt convins că va avea succes atât pe piața românească, cât și pe piețele internaționale, nu-mi rămâne decât să mulțumesc celor de la Ford, pentru că au încredere în dumneavoastră și în capacitatea lui Ford Craiova de a realiza produse de calitate care să fie competitive pe toate piețele și în acest fel să reușească noi performanțe de vânzări care să mențină Ford acolo unde îl știm cu toți, o marcă puternică, un brand puternic de referință în care și românii și străinii să aibă încredere. Vă urez mult succes, multă sănătate și fiți convinși că voi fi alături de dumneavoastră ca și în prezent și în viitor. Nu vă ascund nici emoția mea din câteva motive pe care am să vi le dezvălui. Primul este anunțul extraordinar făcut astăzi, care ne bucură, pentru că de când sunt la guvern în 4 ani de zile, vorbim de reindustrializare, vorbim de competitivitate, vorbim de dezvoltare economică. Al doilea motiv este că provin dintr-o familie craioveană. Străbunicul meu a fost consilier local în Craiova la începutul acestui secol. Și al treilea motiv de emoție este că mă aflu în fața personalului unei uzine. Știți că vin din producție și de fiecare dată când sunt în fața dumneavoastră sunt emoționat. E o veste foarte bună pentru Craiova, e o veste foarte bună pentru Ford, e o veste foarte bună pentru România. S-a vorbit de succesul dumneavoastră, s-a vorbit despre ceea ce faceți astăzi aici și faceți niște lucruri de care trebuie să fiți mândri. S-a vorbit despre ceea ce trebuie să facă guvernul ca să ajute, ca Ford să rămână o uzină competitivă. S-a vorbit despre infrastructură și vreau să spun că ne ocupăm cu tot efortul nostru ca
ca legăturile de infrastructură rutieră sau cale ferată să fie cât mai bune pentru Craiova. Când am fost la Slatina, am vorbit despre centură, Slatina, centură, Balș, ca un prim pas pentru fluidizarea circulației traficului spre Craiova, dar după cum bine știți, trebuie să fie și ieșirile spre vest pentru produsele dumneavoastră. Eu nu pot să vă asigur decât și să sper că peste 8 ani de zile, așa cum a făcut domnul președinte al Senatului, o să fim din nou aici, cu produse din ce în ce mai competitive, cu modele din ce în ce mai competitive, care vor face mândria dumneavoastră, în primul rând, a orașului Craiova, a Olteniei și, de ce nu, a României. Vă mulțumesc foarte mult!